Gestul bizar al lui Zani după ce a semnat cu Antena 1, într-o emisiune de mare succes de la Antena 1. Mai rar vezi așa ceva. Ce se întâmplă cu emisiunea lui de la Survivor? Zani a câștigat Survivor România 2021, atunci când l-a învins, în finală, pe războinicul Andrei Dascălu. În prezent, traperul prezintă emisiunea Survivor Extra Show pe Pro2 și Voio. Este unul dintre cei mai iubiți artiști din România și a făcut senzație anul trecut, când a participat la Survivor România 2021. Noua vedetă Pro TV va apărea la Antena 1, în cadrul unei emisiuni televizate. Despre cine este vorba? Fanii cântărețului au rămas fără cuvinte. Nu se așteptau la o asemenea răsturnare de situație. Vedetele obișnuiesc să ne surprindă cu mutările pe care le fac, de la o televiziune la alta, în încercarea de a câștiga veniturile dorite. Deși este cunoscută rivalitatea dintre posturi, de curând, o vedetă de la Pro TV a participat la o emisiune de succes de la Antena 1. Este extrem de neașteptată o astfel de apariție în televiziune. Zani îndroapă Pro TV-ul. A semnat cu Antena 1, pentru ce emisiune? Este o lovitură sub centură. El prezenta emisiunea Survivor, Extra Show, care este transmisă pe Voio, dar și pe Pro2. Fostul câștigător de la Survivor România se descurcă foarte bine în acest rol și după o perioadă de depresie, în care nu se mai regăsea, a revenit puternic. Ne-am obișnuit ca celebritățile să fie fidele unei singure televiziuni atunci când semnează un contract, însă o vedetă de la Pro TV, care a apărut în același timp și la o emisiune de la Antena 1, postul rival, a reușit să dezechilibreze această balanță. O celebritate care a semnat un contract cu trustul din Pache Protopopescu, pentru emisiunea Survivor România, apare la postul concurent. Zani a avut mai multe apariții la Antena 1. Alex Velea l-a ajutat să obțină mai multe contracte. A prezentat un rost fabulos în cadrul Humor, apoi a fost invitat să cânte în finala 10 Factor, dar și de Revelionul lui Dan Negru, iar acum va fi invitat și în emisiunea lui Neamarin, Poftiți pe la noi, Poftiți prin țară. Înainte de a bate palma cu șefii din Pache Protopopescu, Zani a mers la filmările de la Antena 1, motiv pentru care va apărea și în emisiunea pe care Marin Barbu o prezintă. În ultima ediție a sezonului Poftiți pe la noi, Poftiți prin țară, vedetele vor lucra la organizarea unui târg cu muzică și dansuri. Sarcinile pe care le vor avea de îndeplinit încep în stațiunea Olimp, având în vedere faptul că filmările au fost făcute la malul Mării Negre. De asemenea, participații acestei ediții vor avea ocazia să îl întâlnească și pe chef Cătălin Scărlătescu. Acesta va oferi lecții de gătit. Zani, fostul câștigător al show-ului Survivor România din sezonul trecut, a semnat cu Pro TV pentru a prezenta Survivor Extra Show. În același timp, cel care a debutat în cariera de artist datorită lui Alex Velea, va fi protagonist și în emisiunea lui Neamărin de la Antena 1. Zani și-a achiziționat un apartament după ce a câștigat Survivor România. Zani, 23 de ani, câștigătorul Survivor România 2021, a dezvăluit ce a făcut cu cei 50.000 de euro câștigați după participarea la competiția sportivă televizată. Fostul faimos din show a reușit să-și îndeplinească un vis, achiziționându-și prima lui casă cu banii câștigați de la Survivor România. Este oficial. Mi-am cumpărat apartamentul, aceasta este cheia. Pot să zic că am găsit cheia pentru cei care au grăit contrariul despre mine și nu au crezut în momentul acesta. Vă mulțumesc și celor care au fost lângă mine și mi-ați susținut, pentru că ați contribuit la treaba asta. Sigur că și fără voi reușeam la 70-80 de ani, dar cu ajutorul vostru am reușit la 23 de ani. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscător, a transmis Zani într-un video pe pagina sa de Instagram. Cei de la Antena 1 au vrut să dea o lovitură celor de la Pro TV și au lăsat ediția cu Zani să fie difuzată atunci când va fi deja pe micile ecrane Survivor România. Astfel că artistul va fi simultan la două posturi de televiziune, ceea ce nu-i bucură deloc pe cei de la Pro TV, care vor ca vedetele lor să fie doar ale lor.
Chiar dacă totul s-a filmat în vară, iar contractul lui Zani a fost pentru vară, el apare abia acum, fix în zilele în care este difuzat Survivor România. Așadar, duminică, de la ora 20, luni și marți, de la ora 20:30 de minute, sezonul Poftiți pe la noi, Poftiți prin țară. Ajunge la final cu edițiile filmate la malul Mării Negre. Ante Chirghiol, Neamărin va pune la muncă 6 vedete care se vor strădui să organizeze un târg cu muzică și dansuri. Speac, Ștefania, Alex Velea, Zani, Sony și Babană vor fi alături de noul primar, Neamărin, și vor avea de îndeplinit diverse misiuni pentru ca evenimentul să aibă loc și să fie un motiv de sărbătoare pentru localnici. Conflict între Zani și Alex Velea. Ce spune artistul despre prietenia cu protejatul său după ce Mario Fresh a ales să plece din Golden Gun, trupa inițiată de Alex Velea? Au apărut zvonuri cu privire la un conflict iscat între Zani și mentorul său. Pentru că și-a dorit să alunge dubiile cu privire la relația pe care o are cu protejatul lui, Alex Velea a postat un clip pe internet prin care dezvăluie cum arată legătura dintre ei. De curând au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zani. Tocmai de aceea fac acest video, pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zani a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el, am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur. Până la urmă, așa este viața, și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu m-a trădat, așa cum vă așteptați unii dintre voi, cum erați siguri că o să se întâmple, nu a fost deloc așa. Nici eu nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual, și nici n-o să o fac prea curând, pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut exact așa cum am promis. Mai mult de atât, am reînceput treaba în studio, de la anul o să-l vedeți într-o emisiune online foarte tare. În concluzie, nu a existat nicio ceartă, spunea Alex Velea într-un clip. Alex Velea, alături de Zani, sunt un fel de sălbatic. Nu am fost la Neamărin niciodată. Prezența lui îmi încântă sufletul. Țin foarte mult la el, îl cunosc de 13 ani, mărturisește Alex Velea. Conștient de faptul că vedetele nu sunt întotdeauna ușor de strunit, Neamărin va începe edițiile din Olimp pregătit și va trasa sarcini clare tuturor pentru Neamărin. Emisiunea asta este doar să dea ordine, e de părere Speac. De la adunat nămol, la strâns rapane, la scufundări, lecții de gătit oferite chiar de chef Scărlătescu, sau repetiții de dans tradițional, cei 6 sunt gata să-i demonstreze lui Neamărin că se pot ridica la așteptările primarului. Înainte să-l cunosc pe Neamărin, genul ăsta de dansuri mi se păreau simple, dar nu e chiar așa, și dansurile populare au o eleganță a lor. Mi-a plăcut de puștii care erau aici, dar și mai tare când au făcut dansurile tătărești. Este spectaculos, mi-a plăcut, spune Alex Velea. Formula de vedete din Olimp va surprinde prin implicare și determinare, ceea ce îl va îndemna pe Neamărin să facă și o mărturisire sinceră: nu prea fac eu asta des. Este pentru a doua oară de când filmez, când pot să mă declar mulțumit pentru o zi. Îmi place echipa asta la nebunie și sunt curios cum se va termina această experiență. Cu ce se ocupă Mircea Radu în prezent, după ce s-a retras din televiziune? Fostul prezentator TV s-a mutat la țară în urmă cu câțiva ani. Mircea Radu a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să înceapă o nouă viață departe de capitală. Mircea Radu a făcut istorie în televiziunea românească în anii 2000. Puțin sunt cei care nu știu că este una dintre figurile definitorii pentru televiziunea din țara noastră, prezentând, vreme de circa 9 ani, Din dragoste, show-ul care i-a adus popularitatea. După mai mulți ani în care a apărut pe micile ecrane, fostul prezentator TV a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să înceapă o nouă viață departe de agitația din București. La un moment dat, după mai bine de un deceniu în care s-a aflat pe micile ecrane, Mircea Radu și-a dorit să înceapă o nouă etapă din viața lui, așa că s-a retras la Piatra Neamț, la țară, acolo unde și-a construit viața după bunul său plac. Mircea Radu, o nouă viață la țară. Mircea Radu locuiește în Piatra Neamț acum, la casă. Se ocupă cu drag cu tot ceea ce ține de gospodărie, mărturisind că, mai nou, s-a apucat și de grădinărit. Chiar dacă nu are experiență din acest punct de vedere și este conștient că mai are foarte multe lucruri de învățat, a mărturisit că este deschis să asimileze lucruri noi.
Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Și, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, și vreo 2 copăcei de cireș. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experiență în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu și în grădinărit. Aici mai am multe taine de deslușit, a mai precizat Mircea Radu, cu ce se ocupă acum Mircea Radu. Mircea Radu își desfășoară activitatea profesională aproape în totalitate. În mediul online. Cu toate că a terminat Universitatea Tehnică de Construcții din București, prezentatorul TV activează într-un cu totul alt domeniu. Mai exact, oferă consiliere juridică. Nu sunt genul pretențios, așa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni și online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică și cred că și în anii ce vor veni voi continua să fac asta, a încheiat fostul prezentator TV.